Salut, salut! Aici iFlow Ro. Astăzi facem partea a doua din seria de Minecraft și avem o grămăjoară de treabă. Trebuie să tăiem toți pomii, să nivelăm, așa că hai să ne mai lungim și hai să dăm drum la treabă. Bun, o luăm de aici cu primul. Ăsta-i pomul ăla de... la spart creeper-ul, jăgos. Ne trebuie ceva pe care să ne cățărăm. Unde am pus băcufărul mai încoace? Aha. Hei, îmi trebuie și niște pământ de ăsta. Și așa ai pus aiurea aici, deci... na. A, las că folosesc pământ, bă, ce fraier sunt. Hei, moare prostul, bă, moare prostul, bă, nu murea. A, murim. Dă-mi cu acu-i bun și ăsta, nu știu ce fac cu el, dar... vedem noi. Unde bă pomul vieții? Uite-l sus acolo, că îl recui și înalt. Hare! Legenda spune că o să avem o grămadă de pământ. Ok, hai să astupăm aici. Total de data asta. Da, hai că da. Total dacă e. Bun. Tăiem în continuare pomișori. Văzând acea oaie, mi-au să aminte. Ne trebuie și nouă niște piatră, să facem un cuptor din ăla. Ca să fac fierul, să fac o forfecuță și să luăm lănița după oiță. Bun, unde pot să sap și eu? Ah, uite o sap aici. Aici avem altă nație de lemn. Bă, dar că ar trebui până aici să golesc, ca să fie ce trebuie, nu? Da. Asta că am găsit ceva aici. Ia uite. Știu că e întuneric aici. Probabil voi vedeți la fel de bine ca mine, dar na. Ne obișnuim. Bună seara, domnule, ajută. Unde mă, că mai era? Ce dracule, mă? Eu sunt chiar rău de tot. Aba nu mai era, mă, și eu. Ești nibun. Nibun, ue! Un perete de cărbuni. Vă spune fratele vostru pe bune. Așa. Și luăm cărbuni, și luăm cărbuni. Nu-i păcat de el să-l lăsăm aici. Vai, uite, vaca mistică. Mă, pe unde dracule am intrat noi aici? A? Hai, gata, că ești sirăm. Sper că pe aici am mers, nu? Da. Da, da. Să rămân la tantei oaia. Ce pică beții, pomi, toate alea. Aici avem cufărul vieții. Și o să ne luăm asta și o vom pune mai pe
aici. Bun. Bun. Vine iar noaptea. Și noi mai avem de tăiat o grămadă de pomi. Ajungem la lățimea. Hai să luăm și pe ăsta. Haide, băi. Și acum să căutăm oaia. Unde este oaia? Am luat și o floare. Eti oaia. Ia vină făi încoace. O știi pe aia cu bufnița. Oh, pardon, invers. Da. Mai îmi fuge dreapta. Hei, tu nu guița la mine. Bun. O să lucrăm și noaptea, da. E... că m-a auzit ăsta. Și că ce ai fa floc? O, roco, boco, poco. Vrei să lucrezi noapte? Ia. Bă, bă, bă. Bă, nu. Pai de capul meu. One eternity later. Da, dragii mei, voi recunoaște că nu a fost deloc ușor să ajung înapoi aici. Hai să culegem pomișorii. Și să continuăm cu lucrările noastre. Așa. Deci ne trebuie lână să ne facem patul, fiindcă dacă voi muri din nou, nu va fi ceva plăcut. Am auzit cumva o oaie? Unde ești? Bună! Ce faci, Cornelia? Ești cheală? Și acum cred că puteți să facem un pat, nu? Eh, hai că începe să semenea. Something. Începe să vină și lumina. Bun. Perfect, 3. Cum era mai flăcăi, mai știți voi? Așa. Și așa. Perfect. Fără tine. Gata. Nenițe bun, am făcut nenițe bun. Bun. Hai să ne pregătim că vin itemii acum, încep treburi. Na. Așa. Piatră mai avem, mai avem de întârna cop. Așa, dar stai că ne trebuie târna cop. Hai să mai... Mamă, cât spun pică de aici, am mâncava și curava și gheții și toate alea, avem gheții. Di valori.
Unde era găurica aia în care ne introducem noi ca să facem o paietră aici? Vom investiga și această crăpătură mai târziu, adică toată minunăția asta. Momentan să ne facem și noi o minicasă stabilă. Gata, ne ajunge momentan. Hei, să rămână doamna Oaie. Vreți să-mi dați un șut în... Stați, doamnă, unde vă duceți? Bom. Ma. Hai că, da. Nici n-avem mult de tăiat. Nici nu pică pome aici. Câți pome avem? Ia, de curiozitate. Ia. Câți pome avem? 34. Facem o pădure. 35. Avem cobblestone, cu aia o să ne urcăm. Toporul l-am mai făcut? Nu, l-am mai făcut. Normal că l-am făcut. Hai că făceam iar tot nacop, că așa-s eu. Asta e pomul lui Hristos, mânca așa. Bun, am tăiat și pomul la mare. Haideți să continuăm. Cam asta, așa. Hai. Biel. S-a dus toporișca. Totuși îmi place că avem o grămadă de varietăți de lemn aici. Adică într-o pădure de bărci avem și de asta și pe partea cealaltă sunt și băia de frig. Nu știu cum dracu aici. Da, probabil aici o să derulez. Mamă, de am tăiat unul. Și aici sunt găuri. Bun, facem o lopată, aducem la nivel. Și așa ne mai trebuia niște pământ. Și să înceapă buldăzărul. De ce n-avem armura pe noi? Mai. Da. Bună ziua. Sărbuna tanti vaca. Super, ne și plouă. Vreți că-s morcovă, dar de fapt sunt copaci. Mișto, minte, floco, roco, moco, poco. Au! Și fiindcă tot am ajuns la un moment mai plictisitor, să spunem,
Dacă vreți să mă ajutați și pe mine și dezvoltarea mea pe această platformă, puteți da un subscribe, un like și un comentariu sau chiar și un share. Așa că, haideți, nu fiți timizi. Ok, cred că e de ajuns. Oricum o să construim aici, o să construim cam pe aici. Hai să facem un inventar la ce lemn avem și ce și cum folosim. Oricum, pentru ce putem să facem o casă mică, nu o să fie ceva wow. Mergem pe roșu cu negru, clasic. Ok. Și hai să începem. Bun, cam asta ar fi o casă modestă. Nu o să ținem foarte mult de design-ul ăsta, fiindcă este doar temporară. Și nu, nu o să facem geam aici, să-l facem în spate. Adică aici. Am avut și topor. Și un mic design, ca să nu fie chiar la fel. Bun, hai să mutăm patul ăla înăuntru. Întâi să facem alt topor, ca să nu ne chinim prea mult.
chiar aici. Și să mutăm și cufărul și aragazul ăsta, sau cum dracu-i zice. Hai să băgăm tot, că trebuie să mai spargem cu făr și ăla-i tot plin. Lalalala. Facem și o ușiță. O să trebuie să facem un geam. Hai să luăm și un sip. Da, ne trebuie lopata. Aia te cu asta dăm. Are și eficiență. Ești nea bun. Ne săp. We need ne sip now. Hai băi, ia-ne siepul. Așa. Oare îmi trebuia mai mult, că nu mai știu. Mai luăm, nu-i problem. Mama, dar ce repede să strică shovel-ul ăsta. Gata. O fi fost el eficient, dacă am atâta. Bun, așteptăm să facă geamă. Ne mai tăm puțin până împrejurimi. Mai pe lângă casă. Plouă în continuu. Într-un ciupercopom. Ciupercopom, da. Avem și mai în sus pe aici. Eee! Deci am numai pădure. Numai pădure. Uite o găină. Ce-am ce dracului? Sulemeneala aia. Hai te întoarcem înapoi acasă. Bun.
Cred că e un început destul de promițător. Bun, dragii mei, cam atât și din episodul 2. Am reușit să curățăm puțin pe aici. Am făcut o mică căsuță, să-i spunem așa. În următorul episod vom construi o mină. Vom începe să construim o mină în jos. Și nu știu sigur dacă o să mai lucrăm la casă sau o lăsăm pe mai târziu. Cel mai sigur vedem atunci. Ok, bun. Aici e Floro. Am încheiat episodul ăsta. Vă aștept data viitoare. Pa, pa!